merită, o spun și în calitatea mea de membru al Consiliului Științific și în calitatea de membru al Consiliului Științific al Europei. Doamnelor și domnilor, există în sistemul totalitar un element care nu este întotdeauna criticat. Este cultul liderului carismatic sau cultul personalității. Vreau să fac acum o trimitere la o personalitate care este prietenul meu, Radul Ciuceanu. Cu toții avem să puteți o altă la mine. Dar Radul Ciuceanu nu este numai manager, cum bine se spune. Nu este numai omul de concepție. Nu este numai omul care are o experiență de viață pe care a avut șansa acum să o continue într-o altă formă. Radul Ciuceanu este un om al continuității de gândire. De când era foarte tânăr, de când s-a înrolat în acea armată nevăzută, dar suferintă a Oltenii, rezistente, Radul Ciuceanu este omul care, și atunci când era numai arheolog, la Institutul de Geologie sau la Institutul sau la Muzeul orașului București, și-a urmărit întotdeauna scopurile care au fost puse în slujba slujirii istoriei adevărate. Aici am avut reprezentanți distinși ai bisericii, am adus un om al lui și Sfântului. Vreau să vă spun că între Academia dinainte de 89 și Radul Ciuceanu era și o altă legătură decât aceea care a fost salariat. Câțiva puțin ne amintim de vizitele pe care Radul Ciuceanu le făcea unui alt voluntar care este ministrul Cazul Băină, președinte al Academiei, și știm câțiva dintre noi cum se venea la Cazul Băină, cum se pleca la Cazul Băină, întotdeauna însoțiți de la distanță de unele umbre. Nu era nici la dominată dină, nici noi cei care pusesem pentru că s-a întâmplat să fie cu Radul Ciuceanu era cunoscut pentru activitatea sa în slujba protecției monumentelor, mai ales bisericii. Și ce a făcut la Institut, în această direcție, n-au fost decât să continue dinainte. Și alături de Radul Ciuceanu am să vă mai rostesc un nume, am fost dat la două rostii. E vorba de Octavian Moșu, care este adjunctul, practic, lui Radul Ciuceanu și secretarul științific. Acești doi oameni, în condiții de mare dificultate și de mare risc, au fost cei care au transmis spre Europa liberă date în legătură cu crimele care se produceau aici. Faptul că Octavian Moșu a continuat să fie lucrat cu Ciuceanu în acest institut arată o continuitate care nu este frecventă în zona noastră academică. N-am să rostesc niciun nume dintre cei 20 sau 20 de cercetători. Sunt oameni, nu vreau să lăsesc un nume pentru că nu este firesc, că trebuie să-i amintesc pe toți. Sunt câțiva însă, care am colaborat strâns și care sunt distinse personalități ale cercetării contemporane, de istorie contemporană. Domnul președinte al Academiei, nu știu dacă e posibil, fac știu, să dai un premiu al Academiei unui institut. Dar dacă ar fi să se dea un premiu din cercetarea expertă Institutului Totalitarismului, aș da. S-a spus aici despre vocația tot mai largă a Institutului. Totalitarismul n-a fost numai totalitarismul comunist. Cei că eram trăit din plin. Dar ca să-ți explic ce este rolul pe care îl va avea în viitor institut, cu sugestiile prietenului meu, Alexandru Dumnezeu, extrem de important în acest punct de vedere. Ca să explici deficitul de democrație din spiritul românesc actual, nu ceva poștă. Ca să explic de ce acest popor inteligent, eroic și nu odată oportunist a ajuns cum a ajuns ca structură psihologică în spiritul acelei fărcă psihologii pe care o făceau nemții și care se poate și care ca să explici de ce suntem cum suntem. Am atot de ce zadisme privitor spre cel care are o multă mai dură, privitor de holocrație, activități ale plenei, pentru că plenea ne încontrare și spune opinia noastră cu orice început, cu vorba și care cu politica. Trebuie să înțelegi de ce cei de fapt 45 de ani de dictatura actuală, precedați de cei 2 ani de folosesc terminologia aneară, din care e intranoasă clasică de mișcările totalitare, din cei 2 ani de lipsă a unui sistem totalitar. 45-47. Și până la mine și alegerile care din 46. Trebuie să înțelegi ce-a fost ca pregătire. A fost de fapt anul de 5 ani. Sistemul de autoritate legală în care devenind în 40 dictatură, să înțelegi ce a fost statul național regional pe care o Iațima a declarat stat totalitar, să înțelegi ce a fost momentul Antonescu pentru a ajunge la 2044 la mica respirație, nu-i spun democratică, spun netotalitară, pentru că acum în ce am intrat, e meritul Institutului ca avocat aceste probleme, sper că va face și în viitor. Este meritul Institutului ca asupra totalitarismului comunist a ajuns la nuanțările care de obicei nu se fac. A înțelege, este o carte remarcabilă în sfârșitul epocii liberale din epoca Ceaușescu, toate aceste nuanțe, epoca Crăiurdești, epoca Ceaușescu, cel puțin cele două momente ale sale, această nuanțare a istoriei pe care am trăit-o cei mai mulți, o face acest institut, are cercetători capabili să o facă și ca să ajungem să închei tot cu cultul personalității. Radul Ciuceanu are mulți ani în față. Probabil s-a pus și de la cu mâna sa, cu mâna mare, o mână care îmi povestea, dar odată noi pregătim un volum care a fost prezentat substanța și despre excluderea București, o domnul președinte a avut urmarea să prezideze urmarea acea ședință și Radul îmi povestea cum vedea el coloanele din perspectiva politică de ajuns. Cum s-a întors să le vadă din perspectiva muzeografului și cum le-a revăzut puțin mai târziu în alte condiții care întrești toate aceste etape este sigur. Și tu, și institutul pe care te-am dus, și colegii tăi pe care tine și care țin bine de imaginez, veți face ceea ce vedeți. Sigur este că Institutul de Studii totalitarismelor este un flăron al României și ne face